guvernul pregătește și taxe noi înainte de a fi instalat. Noua coaliție face planuri pentru a aduce mai mulți bani în buget în 2022, motiv pentru care sunt pregătite 3 taxe noi plus eliminarea unor beneficii, care sunt noutățile, ne spune Alex Vladescu. Alex, te rog. Bună ziua, Maria, bună ziua, domnilor și domnilor. Ar putea fi eliminate scutirile de impozite, de acel impozit pe venit de 10% pentru angajații din IT și construcții, de exemplu. Asta e în calcul guvernul în acest moment. Dacă vorbim de taxe noi, știm în primul rând că cei cu pensii mai mari de 4.000 de lei net ar putea să plătească un fel de taxă de 10%. E, de fapt, contribuția pentru sistemul de sănătate, ceea ce nu datorează în acest moment cei cu pensii mai mari de 4.000 de lei. Ar putea să apară acea taxă pentru poluare, care este deja cuprinsă în Planul Național de Redresare și Reziliență aprobat de Comisia Europeană. Vom vedea, pentru că ei se poartă discuții, fie va fi sub forma unei taxe de primă înmatriculare pentru vehiculele mai vechi de 15 ani, fie un impozit anual pentru, în funcție de emisiile de dioxid de carbon. Și, în ultimul rând, o taxă pentru solidaritate aplicată marilor companii care au cifre de afaceri mai mari de 100 de milioane de euro anual. Vom vedea, se poartă discuții momentan pe toate acestea. Așteptăm deocamdată și lista cu miniștrii, pentru că se bate în cuie după consultările de astăzi de la Cotroceni.